Prima oară am zis, am îmbătrânit, după aia am zis, nu, am făcut copil tânără. După care a fost chestia cea mai ciudată? Când s-a dus prima zi, ce se întâmplă? Tarzan, 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 ce bine ne distrăm. Ah, yeah! Adică am fost nebună în trecutul meu. La momentul în care am terminat cu pariu cu viața cu Lala Ben, așa a pornit totul. Zi-mi cel mai dezastruos lucru care s-a întâmplat pe scenă. Să ne ducă departe de tine. E vreme de stat în casă, de lene și de părciufulii. E vreme de iam în braț, de piese de pus peripit. Numai tu, numai tu poți să vezi cum sunt. Numai tu, numai tu înghicești orice gând. Chiar dacă vremea era, brațele tale vor fi casă. Îți spun ceva ce știi deja, lângă tine mă simt mai frumoasă. E frig afară, ploaie rău, dar e vară în patul tău. Tu și eu în camera ta, stăm cu draperia trasă. Plânge mereu că n-avem timp, dar astăzi hai să-l oprim. Și chiar să nu conteze nimic decât ce avem noi de oferit. Numai tu, numai tu poți să vezi cum sunt. Numai tu, numai tu îmi ghicești orice gând. Chiar dacă vremea era, brațele tale vor fi casă. Îți spun ceva ce știi deja, lângă tine mă simt mai frumoasă. E frig afară, ploaie rău, dar e vară în patul tău. Tu și eu în camera ta, stăm cu draperia acasă. Oare ce-am făcut de mă iubești atât de tare? Oare ce-ai făcut de te iubesc atât de tare? Oare ce-am făcut de ne iubim atât de tare? Oare ce-am făcut de ne iubim atât de tare? Brațele tale vor fi casă. Îți spun ceva ce știi deja, lângă tine mă simt mai frumoasă. Prin afară ploaie rău, dar e vară în patul tău. Tu și eu în camera ta, stăm cu draperia trasă. Cu final indecis. Doamne, ce frumos! Stai că trebuie să vorbim la valiere. Scuză-mă, s-a obișnuită cu microfonul ăsta de mână, nu? Ce frumos e când bărbații din echipă zic, lângă tine mă simt mai frumos. Da, asta trebuie să ne spună ei în fiecare zi. Lângă tine mă simt mai frumos, iubita mea. Nu ești de acord? Eu sunt, dar... Ei nu sunt. Dar ție o avea cine să spun. E, lasă că știi că fiecare lucru la mama. Foarte bine, foarte bine. E bine. Da, eu uite, apropo de mamă, în relația cu fica mea, îi spun și eu, dar îi zic să-și spună și ea ei în oglindă. Sunt frumoasă, sunt puternică, sunt curajoasă. De când ai început? De vreun an așa. Da? Da, de un an este conștientă de
ea, de ceilalți, au început și comparațiile, bineînțeles, pe care le avem și noi la vârsta noastră, au început deja și la ea și atunci încerc să-i dau, de fapt... Adică cine ce compară? Se compară, na, cu colega de clasă. Da, normal. E la grădi? Da, e la grădi. Și în perioada asta a fost? Da, a fost, din fericire a fost și mă bucur că ea cumva n-a simțit, a simțit doar lockdown-ul. În rest a simțit copii în jurul ei. Sunt alții care n-au avut noroc ăsta. Dar bănuiesc că aveai nevoie de perioada asta, cum a fost în lockdown cu ea, nu? Da. Că bănuiesc că și tu vii din drumuri multe. Multe drumuri. Și iar avem aici o Wonder Woman. Na. Sore, Sorina, Doamne. Cântăreață, songwriter, actriță, regizor, designer. Cum da, mulțumesc. Mamă. Mamă. Cu da. Normă de prie. Cum să facem? Cum se fac toate în da, împreună? Nu știu, poate să ne spui. Dar știi ce vreau să spun eu din toate astea? Ce-anum? Că la alte femei, parcă se vede struggle-ul ăsta, știi? Serios? La tine nu se vede. Ai o relaxare. De pare că le faci așa din poanie, cu o mânuță, sunt cu dreapta, relaxate. Cu stânga, cu piciorul, cu știu ce. Și în același timp ești mereu cu zâmbetul da, pe buze, asta, da. Superbă, și parcă și ești toate. Măi, dar vrei să zici ceva? Oare, cum se face treaba asta? Doamne, oare? Măi, nu știu, se face cu ajutor, că dacă n-aș avea ajutor, n-aș putea să plec de acasă. E clar, ăsta e numărul unu. Bun. Bună, dar, da. Bună tailandeză. Nu, este româncă, jet be jet, este o minunată și e ca și cum ar avea ieri în trei bunici, atât de minunată e. Este, am avut un mare noroc. Bine, eu cred că am noroc la oameni în general, adică rar am ales sau am permis cuiva să intre în viața mea și să nu fiu un bun, știi? Pe aia nu se cheamă noroc, se cheamă că una te pricep la oameni și atragi lucrurile... Cred mult în legea atracției. Da? Da. Asta, cum se cheamă? Mindfulness, wishful thinking. Uite, am învățat un lucru pe care... Deci cred că nu există interviu în ultimul an în care să nu precizez chestia asta, dar este foarte importantă și îmi doresc din suflet să o practice cât mai multă lume. Apropo de relaxare, este o vorbă budistă. Ai o problemă? Nu, mă rog, nu fac niciun yoga, nimic. Nu zic, dar doar că mi-a plăcut atât de mult și mi-am dat seama că este atât de corectă și trebuie să o implementez. Ai o problemă? Ok. Așa. Poți să faci ceva în privința asta? Zic că eu am multe. Deci ai o problemă. Poți să faci ceva în privința asta? Răspunsul e nu. Atunci de ce să te îngrijorezi? Ai o problemă și poți să faci ceva în privința asta? Da. Și atunci de ce să te îngrijorezi? Așa îmi duc așa eu viața. E? Da. Adică... Deci dacă nu se poate face nimic, nu... Adică nu există problema? Da, pentru mine nu există problema. Dacă e ceva ce nu pot rezolva, atunci de ce să rămână cu mine? Vă rog frumos, dragii mei, să-mi scrieți și mie chestia asta să mare de tot, să mă puneți pe ușă în cabină. Da, și nu știu. Să, măcar când vin aici, să funcționeze lucrurile. Da. O să vezi, dacă stați un pic să vă gândiți, chiar o să începeți să-l aplicați. Bine, acum nu știu care e nivelul vostru de stres. De la high level în sus. Da. Dar lasă-le încolo de probleme. Uite, deja m-am relaxat foarte tare. Și vreau să zic de piesa asta absolut genială, pe care ai scris-o tu, toată. Toate piesele scriu. Că dacă mai lucrez cu un coleg compozitor, cu așa, da, dar toate poartă semnătura. Știi că când ne-am întâlnit ultima oară acum un an și ceva, cred că era cu puțin timp înainte de că s-a împărțit lumea cu before and after, da, chiar. Avem un reper foarte clar. Foarte clar, da. Făceam mișto de faptul că toată lumea azi lansarea piesei, că ne seamănă timbrele fantastic, chiar jumătate din comenturile de pe YouTube sunt că este piesa ta de fapt. Da, deci vreau să spun că nu numai pe YouTube scrie treaba asta, dar și noi când am ieșit din studio, adică în momentul în care am ieșit din Borcan, de unde am înregistrat piesa și am dat play, asta am zis și eu, zic, Doamne, zici că-s Alexandra Ungreanu. Deși nicio altă piesă nu sun ca tine, știi? A fost efectiv acolo o frecvență, o medie în care avem aceeași impostație, timbru, foarte ciudat. Și pe strofă, mai ales că e foarte jos, da, ce tare. Da, uite, funny thing, piesa asta nu este melodie, nu este o poveste de dragoste. De fapt, este cea mai mare poveste de dragoste pe care o trăiesc și am trăit-o. Este piesă pentru Erin și despre Erin, că eram însărcinată atunci când am scris-o. Cât de tare! Da, și eram în studio, afară ploua. Venisem special cu misiunea asta. Am zis, vreau să scriu o piesă pentru copilul meu și să o asculte ea când va fi mai mare.
Și ai și melodia asta. Ce tare, n-aș fi zis... Știu, pentru că am împachetat-o în așa fel milion. Încât să fie pentru toată lumea. Da, pentru că pare, din potrivă, the perfect love story. Da. Când ești cu iubitul în afara lumii, în universul vostru, care poate fi camera aia, de fapt, universul vostru perfect. Îți imaginez că, de fapt, e camera copilului și că mă simt cea mai frumoasă lângă ea. Excelent. Eu nici nu o cunoșteam, dar știam că așa va fi. Foarte mișto ai dat-o așa. Chiar vreau să te întreb dacă ai scris o piesă pentru Erin. Da, asta este. Deci asta este. Da, deci când vrei tu mergem și facem piese. Eu abia aștept. Da, e o nouă promisiune. Ultima oară când ne-am întâlnit, ne-am mai făcut una. De fapt, eu eram absolut impresionată. Îmi plac foarte mult clipurile tale. Ah, serios? Asta? Am vorbit despre asta? Da, ți-am zis că dacă regizezi și mie o piesă, dar a rămas cumva în aer. Da, o, dar sigur, cred că trebuie să o luăm în ordinea asta. Facem piesa? Poate ți-e mai greu să regizezi... Nu. Nu? Piesa scrisă de altcineva? Dacă piesa îmi transmite ceva, că de fapt despre asta e, știi? Dacă mă conectez cu emoția piesei, atunci mi-e foarte ușor. Mm. Am mai scris scenarii pentru mai mulți artiști și a fost ușor. Putem spune? Nu știu, cred că ceva nu le-a plăcut. Nu a ieșit? Lasă că le reciclez eu. Cum? Sunt idei frumoase. Ai trimis scenarii și nu ți-au mai răspuns? Mi-au răspuns că sunt prietenii mei, dar am zis că da, dar foarte mișto, wow, știi cum e. Super, te sun eu, știi? Nu, dar cred că cumva în industria asta e puțin greu ca de la femeie la femeie, pentru că este, fără să vrei, există competiție. Și atunci e greu pentru un alt artist să accepte viziunea unui alt artist. Băi, știi? Cumva, păi de ce să-mi faci tu mie clipul? Că poate nu mi-l faci la fel de mișto cum ți-l face ție. Nu cred, nu m-aș gândi la asta. Ba da, na, dar cumva e uman. Între femei, sigur, e mult mai pe față, e mult mai accentuată competiția sau sentimentul de competitivitate. Că între bărbați nu prea am simțit asta. Să știi. Nu? Și faptul că probabil că eu am foarte mulți prieteni bărbați. De asta nu m-am gândit la chestia asta, că s-ar putea ca cineva să nu accepte să faci clipul care crede că vrei să-l trântești, să faci un clip urât. Știi? Da, sau mai e și orgoliu, știi? Da. Că mie rușine să mă duc să zic lui Sore să facă clipul celălalt, mă duc la ceilalți băieți cu care am lucrat de-ați ani. Logic, fair enough, că și-o tot de la ei am învățat. Oricum, superbisim este... clipul următoarei piese pe care vreau să te rog să o fredonăm. Care? Deși am mai cântat-o aici la duet cu Alexandra, cu prietenul nostru bun, Florian. Da, și am zis că este piesa... I-am zis că noi ne știm de atâta vreme, de ce nu mi-ai dat mie piesa asta faină? Lui ai zis? Da, și a zis, păi nu puteam să dau, că a scris și Sorel aia, și a scris-o pentru ea. Zic, da, ok, face sens. Dar ți-a povestit cât de frumos a fost momentul în care am scris? Nu, hai să cântăm și după aia intrăm în atmosferă și îmi povestești. Bine. Îmi place mult melodia asta. Mie îmi spui? Foaie de capul meu, îmi pare superb. Mi-e dor să fii primul pe care îl fă, să mă cer că din cauza mea nu toi, să mă adun când nu mă regăsesc în loc. Mi-e dor de tot. Îmi e dor să împărțim și tăcerile, să mă lași, să mă iei fix când trebuie, să mă faci, să mă întreb toate nopțile. De ce? Tu mi-ai lăsat durere când te tristețe, să-mi dă și haos în suflet. Și nu mai pot așa ca se vârte pământul, mă bântuie gândul că poate cu timpul m-ar uita. Știu că târziu și sper că nu te-am deranjat. Eu voiam doar să te întreb ce faci. Și sincer să fiu, să-ți aud vocea e ciudat. Dar după atâta timp să știi că a rămas sunetul meu preferat. Sunetul meu preferat. Sunetul meu preferat. Mamă, e tot un concert. Cântecul meu preferat. Hai, Doamne, ce mă bucur. Hai, ce mă povestești. Da, e frumos rău. A fost așa un moment magic în momentul în care am scris această melodie, apropo de inspirație.
Eram cu Florian în studio deja de 5-6 ore, nu știu, încercasem tot felul de idei, nimic erați nu ne... Erați pe pană? Eram pe pană, făcusem pană, dar nu pana prostului, făcusem o pană, pur și simplu, i-am zis, bă, hai să mergem acasă. Și el a zis, hai, totuși să mai stăm, că uite, am o linie la pian. Mi-am adus eu aminte. Uh-huh. Și s-a așezat la pian, ca și Bebe, colegul nostru de aici prezent. S-a așezat la pian, pac, pac, trei acorduri, exact, așa a făcut și Florian. Și în momentul ăla, am început făcând. Mi-e doar, ți-a fi frică. S-a întors la mine și a completat și el. Și apoi preul mi-a zis, am eu un prerefren făcut de mult și nu l-am folosit nicăieri. El a venit cu liniile și cu versurile de la prerefren. Și la refren am început direct. Gata, știu despre ce e melodia. Este vorba despre un telefon pe care îl dai și nu-ți răspunde nimeni. Și ai atât de multe lucruri să spui. Wow. Deci a fost magic, magic, magic. În jumătate de ore aveam piesa. Mă rog, foarte rar s-a întâmplat să scrie cineva exact ce mi-aș fi dorit. Că, știi că sunt momentele alea când mie mi se întâmplă de multe ori la duș. De atunci când te uiți pe o placă de faianță. Mă spăl pe și... cap. Da. Și stau capul. Da, știu, alea momente și de... Și gândurile vin așa, știi? Și greu să mai surprinzi aceeași intensitate, că te lupți cu tine singur, te cerți, îl cerți pe ăla, îi dai palme, știi? Și după aia it's gone, știi? Cumva aia, momentul ăla magic, dacă nu poate fi fructificat, e mai greu. Dar a scris cineva foarte mișto pentru mine o piesă pe care mi-a făcut-o mamei. Că pornind de la... Frumos, dar și greu. A pornit de la un refren popular, Mămucă nu mă sfădi. Și nu știu cum, dar sunt chiar sunt foarte curioasă cum a fost la tine în copilărie. Dar la mine relația cu mama e extraordinar de bine legată, dar și foarte grea. Încă nu se poate abține. N-a tăiat cordonul umbilical nici în zilele noastre. O, Doamne. Știi cum e. Și asta mă gândesc cât de greu trebuie să-ți fie. Cu părinții mei? Nu, cu copilul. Cum... Asta mi se pare cel mai greu. Cred că de asta nici nu am făcut copii până la un moment. Acum, cum aduc eu un copil într-o lume atât de rea? Oh, da, și nu, eu m-am gândit la asta. Ce poți să-i spui ca să fii sigur că nu greșești, că nu-l înveți de rău? N-ai, că ăla nu se amintească peste 10 ani ceva, eu să-i răsune în cap ce face tu. Ai zis și ai greșit, da, că ai da, zis da, să știi că și eu mă gândesc la asta. Gen, ce probleme voi crea eu copilului meu, știi? E logic, n-ai cum. Adică, sigur, orice părinte greșește, că nu suntem perfecți. Dar, cu siguranță, suntem variante mai bune ale părinților noștri, pentru că evoluează lumea, știm alte lucruri. Dar, da, nu știu, eu sunt mândră de mine că am câștigat încredere în mine și în ea, să o las să iasă în fața casei singură. Asta e... Mai e până atunci. Atunci, ea a auzit piesele de la Dolly? Da, frate, tu știi care a fost chestia cea mai ciudată? Când s-a dus prima zi, ce se întâmplă? Nu cred așa ceva. Ce melodie când de la Dolly? L-a văzut pe Bebe și a crezut că știe o piesă. Hei, Tarzan. Exact. Nu, poți să o cânti la bas pe asta? Nu. Haide, mă! Pa. E o populăreasă, practic. Ia, stai așa. Ia, 2, 3, și... Hei, Tarzan, ce bine e la mare. Hei, Tarzan, ce bine ne distrăm. Ah, yeah! Așa era, exact. Deci asta a fost, da, așa a fost debutul meu în lumea muzicală, dar atunci când Erin a mers prima zi la grădiniță, se face o treabă care se cheamă acomodare, adică părintele nu pleacă, rămâne în curte acolo, în caz că are nevoie copilul, na. Și eram în curte și am avut oră de dans, că era primăvară. Și am ieșit în curte și a început o melodie pe care toți copiii o adorau, Am capul în nori, de la Dolly, melodia mea. Și deci eu am avut un moment din ăla, mă uitam la copilul meu care avea 3 ani, și eu ziceam, deci, copilul meu are 3 ani și dansează pe o melodie pe care am cântat-o eu la 10 ani. Prima oară am zis, am îmbătrânit, după aia am zis, nu, am făcut copil tânără. După aia am zis, Doamne, deci nici într-un milion de ani nu mi-aș fi imaginat așa situație. A fost o mândrie și în același timp șoc. Da, atunci nu le scrie tu, le scria Mihai Alexandru, nu? Da, eram la 10 ani, ce să fiu geniu. Păi, știi? Nu, a fost foarte mișto perioada aia. Nicola scria versurile și Mihai Alexandru muzica, da. Foarte, foarte interesant. Am crescut pe scenă. Mm-hmm. Cu ce umplem și noi sufrageria asta? Cu o piesă, cu niște acorduri. Prea multă vorbă, domne, hai să mai și cântăm. Ce vrei să cântăm? Ce să cântăm? Aveți vreo preferință? Întrebăm și pe băieți. Care? Dor? Oh. Dor, se cere din spate Dor. Dacă au zis, înseamnă că... Le place. Le place, dar și sunt foarte pretențioși și stau acolo în spate, dar toată ziua cârcotesc.
Domeni care se ating, te duce acum în zori de zi. Sunt dimineți când simt că vii, adorm cu pena ta, beau din cana ta, răscolește chiar și acum mirosul tău de parfum. Și mi-e tare greu, 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 e dor să fii din nou al meu. E dor și mă doare, e dor să-ți fie dor. Și mi-e tare greu, 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 e dor să fii din nou al meu. E dor și mă doare, cum să învăț să mă dezvăț de tine și de ochii tăi, de diminețile îndoi. Mă întreb ce faci, cum ești, oare mă mai iubești? Dar dacă mă iubi, ai fi acum aici. Și mi-e tare greu, 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 mi-e dor să fii din nou al meu. Mi-e dor și mă doare, mi-e dor să-ți fie dor. Și mi-e tare greu, 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 mi-e dor să fii din nou al meu. Mi-e dor și mă doare, mi-e dor să-ți fie dor. Mi-e dor să-ți fie dor. Și mi-e tare greu, 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 mi-e dor să fii din nou al meu. E dor și mă doare, e dor să-ți fie piesele astea care mă țin cu ochii închiși. Da, da, nu-i așa? Nu te poți, că nici ai intrat eu acolo, în stare. Da, și mi se pare ciudat odată la concerte. Mă rog, mi se părea că n-am mai avut de... Da, ai suferit, mai fetiță. După... La, cu piesa asta? La... Vezi că piesa asta a fost un la revedere. La băiatul ăsta. Piesa asta a fost un la revedere din ăsta muzical, așa... Și eu fi mai fost dor? Da. Cum? Trebuie și eu, i-am mai fost dor? Nu, după aia nu mi-a nu mai fost mai dor. Interesat. Nu, 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 serios, dar eu așa, sunt genul ăsta de persoană care... nu știu, dacă ai un pahar plin, în momentul în care ai ajuns până la capăt, băi, deci zici că s-a șters totul din urmă. Eu de asta nici n-am regrete. Știi? Adică trăiesc totul până la intensitatea maximă, până știu că nu mai trebuie. Dacă e ceva toxic, nu? Adică am fost nebună în trecutul meu. În sensul ăsta. Adică a trebuit să-mi iau absolut tot ce puteam să-mi iau dintr-o situație. Ca să nu... Adică, așa mi se pare corect, să n-ai la ce să te întorci. Ai lansat noua colecție Hardcore, care bănuiesc că e... Este una dintre... Un entuziasm și un motiv de mândrie. Da, dar cum a început toată chestia asta? Adică, și mie îmi plac hainele, că ți-am zis că vorbeam în pauză și ți-am zis că bălesc după haine. Da. Toată lumea știe că îmi plac, am demonstrat că îmi plac. Da. Dar de aici până la a face pasul următor, toată lumea zice, tu ar trebui să te apuci să faci... Și de ce nu? Nu știu, mi se pare greu. Cum faci? Nu e ușor. Așa. Nu e ușor, da. Zic. Na, și cum e, nimic nu e ușor până la urmă. Asta cu hainele a venit așa, hai, fără să
cum fac vreun business plan, poate că asta a fost un lucru greșit, adică dacă ar fi să dau un sfat, facem business plan înainte. Nu adică face să înțeleg că nu scoți bani din business? Ba da, nu, dar începutul pe care l-am avut a fost unul după ureche. Adică logic ar fi să faci un business plan. Abia te pricep? Sau dar trebuie să-l facă cineva? Să-l facă, dar eu nu scu cu cifrele. Uh-huh. Știu să număr banii, dar în rest, adică, măcar atâta. Da, nu, la matematica am stat prost. Dar, la momentul în care am terminat cu pariu cu viața cu Lala Band, m-am gândit să investesc și bani în ceva, că you never know ce o să se întâmple. Și m-am întrebat ce-mi mai place. Îmi plac hainele. Da, bun, hai să fac ceva în direcția asta. Și așa a pornit totul. Uh-huh. Și am învățat pe parcurs. Am făcut și un curs de design, că am zis, înțeleg totuși ce înseamnă BIE, ce înseamnă croș. Da. Cu cine ai făcut? La dacă se poate spune. Atelier de formare. Ah. Cu cineva. Ah, ok. Da. Credeam că nu, poate cu... Nu, 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 am făcut la un atelier. Nu mi-am luat diploma, că nu m-a interesat să mă duc să-mi dau examenul. Am vrut să învăț niște lucruri. Asta trebuie dacă te ajungi să te angajezi, dar tu exact. Ești your own boss. Da. Și acum de curând am și făcut o schimbare în modelul de business, în sensul că am externalizat totul în fabrică. Și este iar un pas, e a leap of faith. Că... Adică până acum aveai... Aveam angajați. Angajați, da. Aha. Și am făcut pasul ăsta pentru că era singura variantă de evoluție. Mhm. Uh-huh. Este și ciudat că trebuie să te bazezi pe flerul tău 100%, că te duci și bagi o colecție în fabrică, adică uh-huh. dacă din ea se vând două produse, e nasol pentru tine. Dar nu e fabrica ta, e o fabrică. E o fabrică care prea comenzi. Da. E fabrica lui Sore. Nu, n-am fabrică, dar acolo îmi fac colecțiile și de acolo totul e in-house. Toate comenzile sunt preluate in-house, client service, nu de mine. Mi-ar plăcea să am o fabrică de ciocolată. Oh! M-aș muta acolo. Vai, Doamne, da, dai seama. Cred că există un film, nu? Ceva cu fabrica, da, de ciocolată. Charlie and the Chocolate Factory. Așa, iată. Mă rog, n-am zis nimic nou. Willy dar... Wonka. Exact. Party! Sunt party mood! Cover-ul? Da. Haide să cântăm. Tu nu prea cânti cover-ul, am în vedere că... Nici eu. Nu, tu, eu cânt. Ah, da. Ah. Păi songwriterii, în general, au multă muzică de spus și nu... Da, adevărul e că la concerte am mai și băgat piese nelansate, normal, că-mi plac și dar da. Am un moment, aveam, că totul e la trecut cu concertele, aveam un moment românesc care îmi plăcea foarte tare. Românesc like populară? Like cântă cu Cucum Bucovina, Ionel Ionelule, rock. Tu, deci bebe știe. Da, dar nu cântăm acum, nu ziceam așa, puteai să aprobi. Da, foarte bine sună. Da, era foarte tare pentru că mi se pare normal. Mergem în atâtea orașe din țara asta. Și normal, astea sunt melodiile care ne leagă, că le-am crescut. Eu știu, dar uite, de exemplu, nu m-aș fi gândit niciodată că tu cânti. Adică mi se pare păi că nu sună deloc popular din gura mea. Ah, am înțeles. Doar versurile știi. Atâta, în rest e rock. Aha. Pop, rock, în fine, cum le-am orchestrat. If you wanna run away with me in a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we'll fall into the rhythm where the music don't stop all night. Clear in the sky, clear in my eyes, shining just the way I lie. If you're feeling like you need a little bit of company, you'll meet me at the perfect time. You want me, I want you baby, a sugar boo, I'll be dating the Milky Way, the renegade. Hey, I can eat you, moonlight, you're my starlight, I need you. I believe that you're for me, I feel it in your energy. I see us written in the stars. We can go wherever, soul is doing now or never, baby. Nothing ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever, every time we get together. But whatever, let's get lost on Mars. You want me, hey. I want you, baby. Woo. My sugar boo, I'm levitating. My Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, yeah. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah. You can fly away with me tonight. We can fly away with me tonight.
tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. Moonlight, you're my starlight. Un, dos, tres. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you. Come on, dance with me. I'll let it in you. Moonlight, you're my starlight, I need you all night. Come on, dance with me. I'll have it in. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, yeah. Oh. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Asta a fost improv session, direct improvisation. Eu cred că toată lumea o să mă vede aici la emisiune, eu cu telefonul. Mai dar lipsește să-mi pun ochelarii, cântă. Nici piesele mele nu mai știu. Da, eu te înțeleg perfect. Atâtea piese aici. După atâta pauză de cântat concerte și așa. Uh-huh. Bine, eu și când eram în viața noastră de dinainte, tot mai uitam versuri și făceam așa cum voi. Așa? Da. Funcționează. Câteodată, știi, îmi pleacă mintea departe, deci sunt în versul cu tare și mă gândesc la piesa care urmează sau am văzut ceva la oameni în public, băi, și uită creierul versul. Da. Zi-mi cel mai, apropo de asta, cu uitat de versuri, cel mai dezastruos lucru care s-a întâmplat pe scenă. Am căzut rău de tot. Da, mi-am undeva la, nu mai știu în ce an eram, la sala polivalentă cu Lala Band. Tocmai la polivalentă? Și la... Erați mulți, nu s-a văzut. Nu, eram sigură că era momentul solo. Aveam și o piesă de cântat, băi, eram în roche lungă de paiete și pe aia, atunci, fix la un moment ăsta și cu vocea prin... De asta m-am dat mai în spate, mi-a intrat tocul, că trebuia să fiu pe tocuri, între mesele de scenă. Că, pentru cei care ne privesc, scena nu e o bucată mare, e formată din mai multe bucăți. Și între mese mi-a intrat tocul, direct cu spate m-am dus așa, plank. Și... M-am ridicat. Și sala, uaaa! Așa? Da, au aplaudat, nu, a fost foarte drăguț, a fost foarte supportiv, că erau, de seama, era concert pe bilet, adică cei care erau acolo ne iubeau mult. Adevărul că a fost super fenomen. Bănuiesc că ați avut mai multe, nu? Mai multe concerte. La sala polivalentă, nu? La sala polivalentă numai una, unu. Nu mai știu dacă am avut una deci sau două. Deci n-ai apucat și din ăla de matineu și de... Exact. După avea să ții revanșa, să nu mai cași pe roche, să cazi a doua oară. Știi ce? Eu cred că tu ai fost și într-o altă viață ceva, o contesă, o... Pă bune? Da. Mi-a mai spus și ceva. Păi, mă întreabă asta. Fost la o ședință de astrologie și mi-a spus. Serios? Da. Am al șaselea. Am simțit nevoia să fac asta la un moment dat. Don't judge me. Ai... Ce... Sunt momente în viață în care, după ce nu mai merge partea asta rațională, zici, ok, hai să vedem. Pot să vă și spun, când am fost cu o săptămână înainte de finala Brava Stil. Ziceți, doamna, aici o să câștig. Și am zis, da, eram super mult te mixed feeling. Simțeam că sunt acolo, da. Simțeam că pot, în același timp mi-era frică să accept, adică să merg pe varianta asta, mă gândeam că o să sufăr foarte tare, o să fiu super dezamăgită. Dacă ai fi pierdut? Da, când treceam prin toate stările și nu mai știam în ce direcție sau o iau, oricum se apropia și ziua mea, a fost la final de decembrie și o prietenă mi-a făcut cadou această ședință. La... Deci astrologie, da, numerologie. Da, bine, tipa este, face astrologie medicală, e un pic mai... E o chestie complexă, a făcut-o în altă țară. Dar, mă rog, nu stăm acum, îți povestesc eu când ne vedem la cafea. La cafea, da, așa, da. Dar mi-a spus... mai multe, n-am vorbit numai despre Bravo. Mi-a zis atunci că ai șanse jumătate să câștigi, ceea ce a și fost. A fost până în ultimul moment, am fost umăr la umăr cu Teo Roz, deci a nimerit-o. Dar mi-a spus că în mai multe alte vieți am fost royalty. La modul că am fost și super responsabil, adică gen, știi, când mureau... regii și copiilor, chiar dacă aveau 9-10 ani, trebuia să succeadă, da, și să ia cumva decizii, mă. Deci într-o altă viață, să știți că mi-a fost foarte greu. Uite, numai și cum ții paharul de vin și ești tot așa, aștept să vină un pudel aici să se așeze și să zici please, please. Nu avem pudel, avem doi șițu acasă. Ce să fac cu paharul? Da. Să beau și eu? Am venit cu mașina. Vi-l dau vouă, dacă hai de domnule, dăm noroc. Hai un noroc, hai, așa, noroc, să nu fiu nepoliticoasă. Un noroc, noroc să cântăm bine următoarea piesă. Ce cântăm?
mișca, nu clipi, nu vorbi deloc, nu. Doar o clipă când ne privim și stă timpul loc. Să atingă umbrele, se lasă urmele pe ambele suflete și acum. Hai, lasă-mă să-mi fie dor când îmi lipsești a doua jumătate din decor. Și iată-mă atunci când dor în parte jumătate ca să-ți fie mai ușor. Lasă-mă să-ți fie jumătate, jumătate de plăceri și de păcate. Lasă-mă să-ți fie mereu aproape, să ne iubim oricum, oriunde cum simțim. Hai, lasă-mă să-mi fie dor când îmi lipsești a doua jumătate din decor. Și iată-mă atunci când dor în parte jumătate ca să-ți fie mai ușor. Hei, hei! Aici a cântat Smiley și eu ar trebui să mi închipui cum e să fii Smiley. Poți să crezi, poți să cânt, îl prindem în urmă cum... Pe noi distanța de-apropie, când ești departe, ți-aud și șoaptele. Și nu mai știu cum e zis. Că toți se duc zilele, că vii să trăite prea repede. Deci vine okay, jos. Poate genul. Să ne portăm doar pentru noi doi. Ce frumos final de strofă! Să-ți fie jumătate, jumătate de plăceri și de păcate. Lasă-mă să-ți fiu mereu aproape, să ne iubim oricum, oriunde cum simțim. Hai, lasă-mă să-ți fie dor când îmi lipsești a doua jumătate din decor. Și iată-mă atunci când dorm în parte jumătate ca să-ți fie mai ușor. Deci incredibil, tu ai cântat partea unui bărbat, ești foarte tare. Eu ai sunt joasele. Artist, am joasele, am joasele. Dar m-am făstăcit, m-am gândit cum e să fii Smiley. M-am gândit că e greu și am mutat strofa. Nici o problemă, eu nu pot să cânt așa jos. Da, uite, asta cu părțile astea de piese ale băieților din piesele mele, întotdeauna schimb linia. Îți dai seama în concert, apropo de ce ziceam. Auzi altceva cântând. Da. Cum ați făcut piesa asta? Cum am făcut? Cum am scris-o? Făcusem o variantă cu Șerban Cazan, producătorul nostru, unul dintre de la HaHa Production. The greatest! Vedete, dai seama, știe toată lumea din industria muzicală. Făcusem o variantă de piesă și apoi a venit Smiley într-o seară când eu am plecat acasă și m-a sunat și mi-a zis, am rescris toată piesa. Nu. Și zic, și ai postat ceva de la mine? Am postat niște linii. Și atât de mult mi-a plăcut când am auzit-o. Mm-hmm. Doamne, adică niciodată nu s-a întâmplat să scrie cineva toată piesa cap-coadă și mie să-mi placă să n-am ce să schimb. Mm-hmm. Da, asta e una dintre piesele alea. Da, cred că voi aveți sigur mai multe fituri la sertar, pentru că știu că la voi se lucrează foarte mult. Da. Sunteți acolo un nucleu de artiști foarte mișto, prieteni și care scriu împreună. Tare, da. Da, și sigur... Și cu el și cu Feli. Da. Ai scos două piese, scos cu Feli sau chiar mai multe? Una am scos, dar avem foarte multe scrise. Dar am găsit-o pe YouTube, erau două. Da? Am mai scos una între timp. Poate a ieșit din studio, fără să știu. Nu, de fapt, cred că era un live de la ceva radio, probabil. Probabil am crezut eu că... Se poate. Că m-ați mai scos ceva. Nu, dar ar fi o idee drăguță pe viitor. Avem o piesă. Am scris acum mult timp, amândouă, se numește Ah, ce păcat. E foarte drăguță. Foarte promising acest titlu. Da. Și refrenul tare, vrei să-ți cânt? Ai voie? Păi da, sunt cuse de mine, nu mi le ia nimeni. Da. Ah, ce păcat, eu mă... Stai că nu mai știu versurile. Ah, ce păcat, tu mă... Așa. Ah, ce păcat, tu mă mințeai de la început. Mare mi-ai reproșat că-i vina mea și te-am crezut.
Ah, dacă știam că-ți fug ochii după alta, nu-ți dădeam mămia șansă, l-ascultam pe tata. Este, da, e povestea din adolescent a tuturor, a tuturor fetelor, știi? Am mia șansă, Doamne, cât, da. Cât timp irosit acolo. Da, măcar ai și o piesă bună. Da, dar uite, am lăsat-o acolo în sertar. Sunt multe lucruri bune, piese bune care nu ies, pentru că nici momentul lor. Mm-hmm. Știi că și fiecărui om îi se dă un număr de hituri, de piese de succes. Câte să scrii, să fie bune toate? Da. N-ai cum. Piesele mele, oricum, cele mai tare, sunt piesele astea de sertar de vreo 3 ani, cam așa. Serios? Da, dar am luat cam ghinionul că mereu scot piese foarte triste când trec prin chestii foarte normal. Happy și invers. A, invers. Da, 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 nu prea s-au potrivit până acum. Da, na. Eu, având în vedere că îmi plac, reușesc să intru în film destul de tare. Cum a fost Bate-Bate, pe care am scos-o cu Marius Moga, da, atunci am mai dubioasă când am lăsat. Bate-Bate. Da, da, și e ciudat, dar mai ales când e extrema inversă. Când Opa. Piesa e veselă și tu ești trist. Cu Feli a pus să te vezi în afara studioului? Sau, da. Da? Deci cu Feli mă văd cel mai des pentru că avem fetele la aceeași grădiniță și avem un ritual marți la ora 2, ne vedem în fiecare marți. O bune? Da, bine, dacă, nu știu, se întâmplă să avem marți ceva treabă, nu ne vedem în marți aia, dar în următoarea, da. Sunt invidioasă pe tine pentru că Feli este un om foarte drag sufletului meu. Păi și? Păi și am mai scris-o într-o perioadă, că și cu ea am promis o colaborare, dar atunci nu era la H și știu că sunt chestiile astea dincolo de aceste legături pe care da. Le simți și tu, adică da. Pe care le avem noi artiștii, chimie și chestii nescrise, oamenii, da. Există și chestiile de label și de strategii care se fac și mai greu. Da, atunci eu am acum mai scris, cred că s-au mai lucrurile. Că e destul de busy. Pe noi ne leagă ceva foarte interesant, că ea era într-o relație în momentul în care noi aveam, eu cu cei de la Crash, albumul Hello în facere și cumva a fost acolo în procesul ăsta. A, era, da, era... Mă rog. Da, bine, să ne intrăm în detalii. Era în zonă, cumva, și știe cum s-a născut piesele alea și era a trăit poveștile alea care se nășteau și lumea încă nu le auzise. Da, da. Și știu că i-a plăcut foarte mult albumul ăla. Și când a venit în București, ne-am întâlnit la un eveniment și ea a alergat pe mine și zis, trebuie să facem o piesă împreună. Păi ia să pun mâna pe telefon. Been a while, acum pun o pilă aici. La mine? La tine. Bine, te chești păi pe tine marți la două la cafea. Marți la și... două, perfect. Gata, se rezolvă. Da, mie îmi plac lucrurile astea, mi-mi place programul și eu sunt cea care trage de prietenele mele. Că majoritatea sunt aiurite, haotice. Feli este una dintre ele. Și eu mereu sunt cea cu organizarea, cu alo, alo, nu, adu-te aminte, noi trebuie să ne vedem. Și toate prietenele mele îmi spun că, băi, ce bine că există una dintre noi să fie așa, că altfel, cu siguranță, relațiile s-ar rupe, că mereu e ceva mai important de făcut. Deci toate laturile tale artistice, totuși, nu merg mână-n-mână cu boemia, știu, un om organizat și serios. Bravo. Da. Cu băieții de la Bere Gratis ești prietenă sau a fost așa? Da, cu Miță. Da? Da. Bine, nu ne-am mai văzut de când am lansat piesa. Păi hai să... A, să cântăm? Să cântăm, doi. E și el aici? Nu știu, poate am o surpriză. Ia, cineva aici nu e. Tati-tata. Ce-mi place melodia asta. Tati-tata. Noaptea e caldă.
casă să pleci și-ți vei găsi perechea. Deschide fereastra să intre briza. Ai cărțile toate, dar nu știi care-i miza. Da ti da 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 ti da 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 ti da da. Tare. Și asta apare așa, dintr-o țâșnire. O piesă foarte sinceră. Și da, e special, are un text foarte interesant. Și mie mi-a plăcut din prima. Și mi s-a părut că e diferit de tot ceea ce au făcut băieții de la Bere Gratis până în momentul acela. Adică mi se părea atât de nouă și totuși atât de retro. Este o combinație ciudată. Atât de mult mi-a plăcut și așa de flatat am fost că m-au sunat atunci, la vremea respectivă, da. Da, câți ani sunt? 6? Well. 6? It's been a while. Da, da, da. Îmi place că sună și bine și acustic. Mi-mi place exact. Mult să cânt acustic. Exact. Cu cine vrei să mai lucrezi așa de... Cu cine mi-ar plăcea? Da, o colaborare tare pe care o aștepți cu bucurie. Dacă poți să ne spui, poate și ai ceva pregătit. Nu am nimic în plan. Poți să zic ce mi-aș dori. Ia. Așa cel mai... În afară de mine, eu sunt următoarea pe listă. Top normal. De listă, s-a notat. Da. Așa. Mi-ar plăcea foarte, dar foarte, foarte mult Delia. Da, mi se pare, adică nu avem, n-am apucat să avem vreo relație, dar mai vorbim așa din când în când trei cuvinte. Și mi se pare că este genul de fată cu care m-aș înțelege bine ca om. Și asta e în primul rând, că na, ca artist o admir și o apreciem cu toți, cred. Da, iar ca băieți, Motans. Îmi place mult de Denis. Da, da, și da. Cred că ne potrivim pe sensibilitate la... Deci tu alegi nu neapărat după timbru, după că scântești octavele, terțele, nu știu ce, te ca om. Da, nu m-am gândit niciodată. Ce tare. Da, și lui Florian la fel, că eu l-am agățat, ca să zic așa. I-am dat, nu știu dacă ți-a povestit asta, dar așa a fost. I-am dat eu un mesaj pe Instagram. Vreau să știu tot. Așa. Dar știi, eu am mers pe ideea, băi, dacă vrei ceva de la viață, de la lume, te duci și întrebi, bună, pot? Știi, adică să ne așteptăm. Și i-am dat mesaj imediat după străzile din București, pentru că am citit că el a compus și mi s-a părut o scritură fantastică. Este. Și am dat mesaj, zic, băi, ești foarte mișto, îmi place foarte mult ce lucrezi, felicitări pentru piesă. Ai vrea să scriem împreună? Fix așa. Și el a zis, vai, da, ce tare, sigur. Și ne-am întâlnit. Și cred că ați lucrat la mai multe de atunci. Da, la mai multe și în continuare lucrăm. Ce fain, așa cum rămâne amintirea asta cu mine, mă mulțumesc mult că ai venit. Eu. A fost super, super fain. Mie mi-a plăcut. Și plec încântată dincolo de momentele astea și din care am învățat de la tine, în care am schimbat energie faină și am cântat și cu niște planuri de viitor pe care mă bazez. Și promit, da? Că mă sun, da? Dacă nu te sun eu și gata. Eu vin, știi, ca în toate relațiile mele de prietenie, o să te sun eu acum și zic, mâine la ora 2 ne vedem la studio. Bine, rămâne bucată pe marți la ora 2. Așa, da, dacă pe asta o știu. Nu știu locul, da? Știi studio. Asta nu mai... A, la studio? Da. A, ok. Da, ne vedem și la cafea. Bine. Așa facem. Promisiune. Până atunci, promise. Da, așa se face? Da. A, da. Lasă la Pinky. Pinky, okay. Pinky. S-a notat, s-a înregistrat. You have no escape. Exact. Mulțumesc că m-ai invitat, m-am simțit tare bine și mi-ai hrănit mult. Dorul de muzică. Mă bucur mult și noi ne-am simțit bine că nu sunt doar eu aici în sufragerie. Uite, avem confirmare. Și vreau să-ți propun să îți amintești și poate să mă ajuți la, cred că primul meu single... Primul tău? Oficial, alături de cei de la Crash, de fapt. A fost fapt. Primul? Da. Primul single Crash și Alexandra Ungureanu a fost Plâng nopțile și o piesă care mi-e foarte dragă. Pe vremea aia când erau puține trupe și scoteai o piesă pe an și aia stătea vreo... aproape tot anul pe radio. Exact.
Da, în niște alte vremuri cu alte resorturi. Doamne, da. Bune au fost. Luăm partea bună și a celor care sunt acum, pentru că așa ne-ai învățat. Da. N-avem cum să le rezolvăm, dar mergem înainte. Exact, și ne bucurăm de ele. Exact. So, let's do that. Așa ne-ai învățat. Păi da, îmi pare că au notat mai mult momentul, nu doar eu. Da, sper. La 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 la. Let's go. It's funky time. Come on. Dove dava n'occhi te, non simsam che zendere. Știu că dacă ar fi să aleg acum, aș lua-o că ți-ar păsa. Dacă astăzi aș pleca pentru totdeauna din inima ta. Plâng nopțile și în mine ce visele, yeah, să le ducă departe de tine. Plâng nopțile să-mi nece visele, să le ducă departe de tine. Nu știai ce-i dragostea, pentru tine nu conta că te iubea și mă dura că te jucai cu ea. Nu cred că ți-ar păsa astăzi aș pleca pentru totdeauna din inima ta. Oh, oh. Hit it! În nopțile să-mi înnece visele, să le ducă departe de tine. Să te iubesc, dar mai ai o șansă să-mi dai ce mi-ai promis. Nu mai am curajul să te iubesc, dar mai ai o șansă să-mi dai ce mi-ai promis. Oh, oh. Plâng nopțile să-mi ce visele, să le ducă departe de tine. În nopțile să-mi nece visele, să le ducă departe de tine.